Lotul 4 al autostrăzii A1, Lugoș Deva, o ia tot mai serios la vale. Noi imagini cu alunecările de teren din Dealul Liliecilor au fost surprinse cu o dronă de cei de la Asociația Construim România. Filmarea arată gravitatea problemei alunecărilor de teren din această zonă, excavată pentru a face loc tronsonului de autostradă cuprins între Deva și Ilia. Deși finalizarea acestui lot nu era posibilă pentru acest an, aceste alunecări, care nu sunt chiar o surpriză, vor adăuga cu siguranță câteva luni în plus la execuție plasa și ancorele amplasate pe versant nu aveau cum să țină în loc cantitatea mare de pământ ce s-a desprins și rămâne de văzut soluția aleasă de UMB, spun cei de la asociație. Aceștia atrag atenția și că oricare ar fi soluția aleasă de constructor pentru consolidarea dealului, aceasta va aduce costuri suplimentare serioase pentru realizarea lucrărilor la lotul câștigat cu 39% din valoarea estimată inițial de CNAIR, unde cel mai probabil deja s-a depășit bugetul estimat inițial. Constructorul trebuia să termine lucrările lucrările de racordare a lotului 4 la restul autostrăzii A1 până în 15 noiembrie, pentru ca traficul pe porțiunea șoimuș deva simeria să fie deschis încă din această toamnă. În condițiile actuale, reprezentanții asociației consideră că inaugurarea acestui lot de autostradă în acest an este practic imposibilă și că doar într-o variantă optimistă se va putea circula pe acest lot de autostradă în vara anului viitor. Alunecările de teren din această zonă au putut fi observate încă din 22 octombrie, dar acum ele sunt mult mai Mais evidente.